Două autoturisme s-au ciocnit violent ieri în localitatea Găneasa. Este vorba despre o mașină a Poștei Române și o ambulanță care transporta o minoră proaspăt operată de la Sibiu la Celaru, în județul Dolj. Evenimentul rutier s-a petrecut la intersecția drumului național 65 cu drumul județean 64. Șoferul care conducea mașina Poștei pe drumul cu prioritate susține că ambulanța a intrat cu viteză în intersecție, fără semnale acustice sau luminoase. Am încercat să frânăm, să vedem urma de frână acolo jos. N-am putut să evit pentru că el nu a respectat, l-am întârziat cu el în față. Mai ales că avea oprire la stop și trebuia să intre prudent în intersecție. Nu ați mai putut să-l evitați? N-am avut nicio posibilitate să-l evit. Nu a avut nici semnale acustice, nici luminoase, nimic n-a avut. Deși conducătorul auto al mașinii Poștei Române a declarat că ambulanța nu avea pornite nici semnalele acustice, nici cele luminoase, șoferul ambulanței susține cu totul altceva. Veneam din partea cu semnale acustice și luminoase și domnul nu m-a fi văzut, nu m-a auzit și m-a lovit și m-a răsturnat. Lumină se va face în acest caz numai după ce poliția va finaliza cercetările. Deocamdată nu s-a stabilit care dintre șoferi a încălcat legea și nu a acordat prioritate în intersecție. Administrăm probele în vederea stabilirii vinovăției. Accidentul a fost soldat cu avarierea ambelor autovehicule implicate în accident. În mașina Poștei se aflau doi pasageri, șoferul și soția acestuia, care a suferit o lovitură ușoară la cap. Ambulanța, care în urma impactului s-a răsturnat, transporta o fetiță însoțită de mama ei. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu pierderi de vieți omenești. Cele două victime, este vorba de o fetiță de 6 ani care era pacientă în ambulanță, a fost preluată de echipajul cu medic și transportată la spitalul din Slatina fără răni grave, doar cu escoriații. Cealaltă victimă este vorba de o femeie în vârstă de 60 de ani din București, pasageră în autocamion. Aceasta a fost asistată la fața locului, avea o plagă la nivelul ochiului drept, nu a necesitat transportul la spital. Deși în intersecția de la Găneasa ar fi necesară construirea unui sens giratoriu, până la realizarea proiectului de bază rămâne atenția șoferilor participanți la trafic. Recomandarea poliției rutiere este că atunci când ne apropiem de o intersecție să reducem viteza, să ne asigurăm că putem pătrunde în intersecția respectivă numai după ce ne-am asigurat că o putem face fără a pune în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic rutier. Cazul a fost preluat de poliție în vederea efectuării cercetărilor și stabilirii vinovăției. Șoferul care nu a respectat legea riscă să se aleagă cu dosar penal.